Sinfonia Lalelelor, un brand ajuns la ediția 44-a, s-a organizat în acest weekend la Pitești. Având în vedere măsurile din pandemie, a fost o manifestare fără invitați, ca de obicei, doar cu decorarea cu flori a centrului Piteștiului și a câtorva cartiere. O diferență de la cer la pământ între o ediție normală și una desfășurată în pandemie. În 1978 mi-a trezit ideea, eu fusesem prin Olanda, văzusem expoziții de florale dendrofloricole și m-am gândit să facem și la Pitești o manifestare care am dat numele de Sinfonia Lalelelor. Am organizat-o la Casa de Cultură a Sindicatelor atunci. Au participat 20 de expozanți din țară. Chiar și așa, lumea este mulțumită că s-a organizat. Foarte frumoasă, extraordinar de frumoasă. Așteptați expoziția florilor, că de 2 ani n-am mai avut-o. O așteptăm, da. Cum vi se pare anul ăsta? Un pic mai trist. Adevăratul eveniment a fost însă lansarea florii Tulipa Pitești, un sortiment de lalea produs în laborator. Floarea este realizată în Olanda, e mai înaltă decât o lalea obișnuită, are culoarea roz, este și atirată și mai rezistentă decât alte soiuri. Reprezentanții municipalității au și omologat-o. Ne-am dorit foarte mult să certificăm o floare din țara lalelelor, care să poarte numele orașului nostru. Ni s-au cerut 3 variante de nume. Noi ne-am dorit foarte mult Pitești. Inițial nu se știa dacă va fi acceptat, dar iată că am reușit acest lucru și, așa cum a spus dumneavoastră, este singura lalea botezată în afara granițelor Olandei.